Managerul Spitalului Județean Gorj, Tiberiu Tătaru, a confirmat că cel care și-a depus dosarul pentru această funcție este chiar fiul șefului județului. Tătaru s-a arătat chiar contrariat de faptul că doar doi farmaciști râvnesc la această funcție și a spus că Mădălin Călinoiu are 50% șanse să câștige acest concurs. În urma comisiei care a validat dosarele ieri pentru ocuparea acestui post de care mă întrebați, într-adevăr figurează ca unul din candidați care poartă acest nume. Pentru acest post au fost înscriși doi candidați. Sunt trei variante de răspuns. Ori nu va câștiga niciunul din candidați, ori va lua domnul Călinoiu, ori va lua contracandidata acestuia. Întrebat despre decizia fiului său, Ion Călinoiu a răspuns sec. O fi posibil, nu știu. Treaba lui e major, dacă se înscrie, e foarte bine. Pe același post și-a depus dosarul de concurs încă o persoană, urmând ca Spitalul Județean să stabilească data concursului.